Hai să vedem momentul ăla adevărului. Ok. Hai. Te rog. Te rog, te rog, mergi, te rog, te rog, te rog. Yes, man, bine! Mamă, băi, hai să facem challenge-ul! Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să facem un challenge, băieți, care include skin-ul de tire 100, oameni buni. Suntem aici cu fratele Mitas, care bate tigaia, băieți. Mitas parcă îl chema, nu mai știu, băieți, cum îl chema. Midas, cea de genul. Hai să vedem exact cum îl cheamă, Midas. Oameni buni, nu uitați să apăsați acolo butonul de like dacă vă place ideea challenge-ului. Nu uitați, băieți, să vă abonați la canal pentru că facem un challenge. Nu uitați să apăsați acolo butonul de share ca să vadă și prietenii voștri, bineînțeles, și like-ul, foarte, foarte, foarte important, oameni buni. Să lăsați un comentariu să știu și eu cine se uită la clip. Băieți, dacă vă place ceea ce fac, puteți spune codulețul meu de suportă creator, cum are și băiatul care ne da condul. Mersi foarte mult, GTK-ule, bradere, te pup și ai tot respectul meu că m-ai ajutat cu chestia asta. Și nu numai, oameni buni, puteți spune și codulețul de pe PC Garage doar dacă folosiți PC Garage Base sau dacă dați o comandă de acolo. Aveți primul link în descriere, oameni buni, pentru un PC foarte bun. Și bineînțeles, băieți, follow pe Instagram la 1robinet1 și join pe camera de Discord pe care o aveți absolut întotdeauna în descriere, oameni buni, ca să vorbim mult mai mult decât deja o facem prin secțiunea de comentarii. Oameni buni, nu mai zic nimic. Părțiul challenge-ul ăsta constă în eu, Mita, stau acolo în mijlocul agenției, băieți, și o să aștept ca playerii să mă creadă Mitas și să vină să tragă în mine Midas, mă rog, ați prins. Oameni buni, vizionare plăcută. Bun, băieți, și deja putem spune că începe aventura, oameni buni. O să trească să intru acolo fără ca cineva să-și dea seama că de fapt eu sunt un Midas fals, oameni buni. Cum o să facem asta? Habar nu am. O să trebuiască să iau o armă de la ceva bot sau de undeva și o să trebuiască, băieți, să bat Midas-ul. Eu o să iau Tomigan-ul lui și lumea o să creadă că eu sunt Midas. O să vină la mine, băieți, super speriați că... Nu speriați. Ba da, teoretic speriați, dar și panicați și o să tragă în mine și o să fie greu. N-am armă. Fuck. Nu m-a văzut. Ok, fuck. De la bro la worst. Oh my god. Ok, supraviețuiesc încă. Avem un punk, băieți. Trebuie să omorâm întâi un player sau ceva, pentru că, nu știu, trebuie să facem rost de armă. Bazuca, perfect, perfect. Asta e tot ce îmi trebuie. Asta e tot ce îmi trebuie, sincer să fiu. Pot să-l bag pe Midas, băieți, din editor, băieți. Nu pe tine, bro. Dă-mi arma ta. Ok. Nu da-n mine. Nu da-n mine, am spus. Unde-i Midas, mă? Uită-l. Băieți, fac nouă materiale. Am nevoie de materiale ca să pot să-l bag, băieți, pe Midas. Am nevoie neapărat de materiale, băieți, ca să pot să-l bag pe Midas. Facem aici un geam. Unde-i mă șoricata aia? Unde s-a dus, băieți? Nu era aici? S-a dus jos oare? Cum a ajuns jos? Uită-l! Gata. Uai, dar eu am aur pe mine, băi, băieți. Băieți, lumea o să creadă că noi suntem Midas. Ok, o secundă să scot și eu autosprintul. Nu dat-o în mine, bro. Am 37. Că nu o să-mi dai glanțe bune. Ok, să fugim, băieți, de botul ăla. Trebuie să am noroc și cu zona, băieți. Mamă, e greu rău challenge-ul ăsta. Nu m-am gândit că o să fie așa greu. Ok, o să mergem afară să vedem dacă... Lumea o să oricum o să dea în mine, băieți. Ok, gata. Suntem Midas, băieți. Lumea nu ne știe. Ba, ne știe. Ăla-i player, a dat pe lângă mine. A dat pe lângă mine. Sunt 100% sigur că ăla-i player. Plus că nici măcar nu sprintez, nu fac nimic. Lumea nu mă știe încă, nu mă știe nimeni încă, băieți. Doamne, avem și levelul 112, băieți, avem Midas. Băiatul nu da. Ok, nu trebuie să mai sar, nu trebuie să sar. Midas nu sare. Midas merge încet. Fuck, era să mă dau de gol. Era să mă vadă ăla. Gata, mai ambulanță. Se-a amuzat că eu chiar o să dropez în drum gun. Hai, m-a văzut ăla. O să-i dăm laser, băieți. Fiți atenți. Crede că sunt bot. Nu știe. Ok, și mai e unul acolo. Ok, Midas n-ar trage în ăla. Doamne, ce nerolocii sunt! Băi, dacă se ia că-s player base build, dacă garantez. Au, asta mi-a dat mare pump. E ok, nu se știe că sunt de fapt om. Că l-am omorât repede, i-am dat laser.
Dar oricum, sincer, și eu aș fi dat terminat dacă eram acolo, deci... Măi, aș vrea să mă duc sincer să iau safe. Oricum, eu am voie să stau doar cu drumgun-ul ăsta în mână. Pot să folosesc pampul, gen, dacă își dă seama că sunt eu, într-adevăr. Băi, ce fată, băi, să vine să cred! Mamă, când fac terorist, cred că doar asta o să fac, pe contul meu. E prea amuzant! Uite, avem grenade de aur. Hai să mergem, băi, la safe. Doamne, ce le-am făcut! Acum e de aur, ia uitați-vă, băi, asta e foarte mișto la skin-ul ăsta, mi-a dat, vezi, că faci și armele de aur. Olo, ăsta e henchman, ăsta nu-i bot. Poți să-l bat așa. Ok. Gata. Doamne, mi-e frică de ăsta, băi. Frate, de ce nu-mi dai like pe YouTube? Ia dă-mi cu telefonul să dau eu like. Așa, ia uite-l pe ăsta că tupeu. Nesimțire mare, băi, cum să nu dai like, frate, pe YouTube? Omul muncește și tu nu apreciezi. Ăsta teoretic ar trebui să fie main weapon-ul meu. Midas. Doamne, ce-am, bă, de ce zic Midas? Bă, care e problema cu mine? De ce zic Midas? Și avem și prima zonă. Asta e foarte mișto. Oricum, băi, noi o să trească să stăm foarte mult la The Agency, pentru că aici este spawnul lui Midas. Putem merge, băi, și pe afară, noi nu-i treabă. Faza e că henchmenii ăștia mă cam deranjează, sincer să fiu. Ia să mergem și noi pe aici, băieți. Ne mai plimbăm și noi, mai trece timpul. Trebuie să mai vină playeri aproape de noi. Ia iurea, băi, că eu am puțin aur pe mine. Nu știu dacă puteam să scot sau nu. Că n-am intrat, gen, am făcut rost de cont și instant am intrat să jucăm. Vă dați seama, ați văzut și voi reacția. Băi, ce om normal nu i-ar da sniper lui Midas. Like, eu dacă aș avea sniper, sincer, chiar aș da cap. Chiar aș încerca, de fapt, să-i dau cap. Și dacă să vă player, o să încerc să trag după ei, vă dați seama. Dar să vine și e puțin mai aproape, că am un drumgun și ăsta nu trage foarte, foarte bine. E mitic, da? Doamne, băi, bă, doamne, ce le-și face, nu vine să cred. Uitați la 11. Asta e gen emergency, cea gen dacă chiar nu mai merge challenge bine, frate, dă-i și fugi. Uite acolo levelul, băieți, cu foc. Arzi în flăcări pentru mine. Hai, bă, un player nu mai găsesc și eu. Băi, cred că chiar ar trebui să stau afară, să vă mă vadă lumea. Băieți, apreciați-mă. Apreciați-mă. A, era henchman. Doamne, băieți, ce alarme false. Ok, hai să ne dăm și noi jos de aici, băieți. Ia uitați-l, băieți. Ia uitați-l. Salut. Noi suntem prieteni, brodere. O să țin și o distanță, băieți, ca să nu îi alarmez să tragă după mine, după că o să-și dea seama playerii că de fapt eu sunt rău. Stăm aici la elicopter. What? Uite încă un elicopter. Două elicoptere. Salut. Aaa, n-avem zona, băieți. Oare găsim player? Băi, suntem prieteni, frate, sunt șeful tău. Hai, nu mai dar fiind de norocit. Așa. Uite, mă, chiar, mă. Hai, stai cu minte. Stai, bă, cu minte. Ia uite-l, mă. 4, stai jos. Player. Okay, trebuie să-l bat pe Midas, băieți. Trebuie să-l bat pe nu pe Midas, pe băiatul ăla de acolo, henchman-ul. Henchman-ul trebuie să-l bat că trăgea în mine și mă dădea de gol. Bradere, mori. Nici asta nu mi-a dat like pe YouTube, dar băieți, trebuie să batem pe ăla de acolo. Hai, bă, nu fi să-l bat și tu pe Midas. Cine n-ar vrea un drumgun legendar? Oricum, dacă mă bate pe mine, careva are noroc și de drumgun și de tot. Hai, mă, îmi cântă muzica asta în cap și nu vine nimeni. Aici. Asta habar n-are ce l-a lovit. Băiatul ăsta a fost paralel cu absolut tot jocul. Nu o să-și dea seama că de fapt eu eram un fals, băieți. O să stăm aici și o să facem challenge-ul până vine zona, bineînțeles, băieți, că după aia o să trească să fugim. Și după aia ce fac aici? Mamă, și nici nu pot să dau un semnal exclamării ceva. Uite, player. Hai la mine, tată, hai să ne batem. Haide, brodere. Mamă, dacă aveam un arăt și prindeam niște gloanțe, ce bine era. Doamne, te rog, vino să ne batem, bro. Stau la vedere, nu buildez, nu fac nimic. Dacă nu vine, o să pun 11 și plec. Așa stau. Stau pe loc, băieți. Hai, dăm snipe. Dăm snipe. Dăm snipe. Nu-mi dă snipe. Nu. Băi, odată în viață îmi doresc să-mi iau snipe și nu-mi iau. Hai, băi, spune la urmă cine e atât de atent la goldul ăsta de pe Midas, zic eu că nu știu, sincer, dacă îl vă purțim, trag în el ca nebună, fac trrrr, ca baba cu mitraliera, băieți. Ok, să fiu Midas zburător atunci. Ok, să fim imediat zburător, băieți, mi-am luat tălpășița și mergem după playeri pe aici. Ok, nu-i nimeni nici acolo. Hai, mă, unde s-a dus toată lumea? Băi, a intrat toată lumea în pământ, a ieșit Midas la plimbare, băieți, și nu veni să vă bateți cu el? Nu vine să cred. Cine nu s-ar bate cu Midas? Evident, iei un drumgun gratis. Și mai ieși de la Mythic, că l-ai trage trrrr, și dă 25 și în cap de 50. Păi dacă îți dă asta 4 capuri, te-ai dus. Băi, mă așteptam să mă omoare primul meci sau 2 sau 3 zi, însă am așa niște încercări foarte nașpa. Bine, normal trebuie să stau la The Agency, dar ați văzut și voi, băieți, n-am avut zona și oricum ăsta e first match. Și ceasul e, cât e ceasul? E 2.07. Uite, uite tu. Și din față și din spate, băieți. Uai, n-am voie să buildez. Au. Ok, o să trag, băieți. Ok, gata, m-am panicat, fac. Bun, o să creadă că e ăla din spate, sper. Nu o să creadă că e ăla din spate. Ok, dăm heal, repede. Și plecăm cu la 11, băieți, ca să ne putem continua challenge-ul. Mergem după ăla ca să-l batem. Ce faci, mă, asta vine în zona după mine, ești nebun la cap, băiatul. Băi, băiatule, stai, frate, cu minte. Uite cât de merge a dat. Fiți atenți, băieți, face manevră. Uai, trag tăi după mine.
Aulo, păi m-am dus în toți, băiți. Doamne. Vă dați seama că teoretic n-am voie să buildez, n-am voie să fac absolut nimic, dar nu știu unde sunt playerii. Asta e faza, iurea. Uite, ăla-i sub pod. Mai am unul dreapta, unul stânga și încă unul dreapta. Să nu ne vadă. Uite-l, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, că s-a răzgândit. Și o să mergem lângă ei, băi, și o să încerc să nu buildez, pur și simplu o să încerc să trag în ei. Ăla o să trag oricum în mine. Toată lumea ar trage oricum în mine. Uite, uite-l pe băiatul ăla. Și ăla snipe, dar nu s-a pus hit-ul. Ok, frate, sunt mida, să nu builda. Nu builda. Bă, l-am bătut. V-am zis, băi, lumea e foarte credulă în chestia asta, pentru că gen, lumea nu buildează și nu face absolut nimic. Uite-mă, Scar Mythic, brother, îmi pare rău, sunt mida, să învăț să joc doar cu doar cu Drumgun, brodere. Nu pot să iau scalul la Mythic, din păcate. Dar uitați, băi, gen, lumea nu trage, efectiv nu buildează, de fapt, când se bate cu Midas. Nu buildează când se bate cu Midas. Și dacă eram normal, like player normal, eu acum luam scarul ăsta, sincer, nu lăsam absolut deloc din mână. Luam, știi cum mă duceam direct, tati. Acum am niște restricții, gen, pot să mă joc doar cu Drumgun, băieți. Și bineînțeles cu shotgun-ul, dacă chiar e nașpa. Am văzut un player acolo mai devreme. Și mai alea cu sniperul din dreapta, dar tare mi-e frică să nu-mi dea la un snipe, că dacă îmi dă la un snipe, pe mi-a distrus cariera. Mi-a dat să nuată. Ok. Uite-l pe ăla. Hai, bro, nu vrei să omori un Midas? Nu vrei să iei un Drumgun legend mitic? Uite-l. Trage după ce? După un drop. Ok, o să-i tai fața. Hai, bro, întoarce-te la tata! Ah, m-a văzut. Nu m-a văzut. Sunt un Midas care vrea doar să te omoare. Fuck, n-am voie să buildez. Ok, nu tragea la mine, e ok. Ce-o fi, bă, în mintea astura? Mamă, să uită cu sniperul, nu mă știe, nu mă vede. Acum a văzut. Ce-o fi, bă, în mintea astura? Bă, scăpa Midas din The Agency, băieți, n-am voie să buildez eu. V-am zis, băieți! Băi, de ce e atât de ușor jocul ăsta ca Midas? A, nu da. M-a nimerit. Ok, dăm repede mini când nu ne vede. Uitați, băieți. Mai am și player în spate, știu, dar trebuie să mă bat cu ăsta întâi. Uite. Fiți atenți, că o să ies în față. Stau puțin, nu tragem. Uitați-l, băi, că nu buildează! Doamne! Băi, efectiv, asta o să fac. Băi, așa farmați win-uri, băi, să faceți tier 100 și să vă plimbați ca Midas pe hartă. Băi, efectiv, farmați win-uri așa, băi, faceți și voi chestia asta. Doamne, maica domnului, uite câte materiale avem, uite ce loadout puteam să avem. Era acolo un Scar Mythic, Heavy, Sniper, tot ce vrei, băi, aici. Și, pentru că lumea, pur și simplu, nu buildează când îl vede pe Midas. Crede că, bă, sunt bun, eu pot să-l bat pe Midas fără să buildez. Ia să mă duc și eu pe la zona pe aici. Eu pot să-l bat pe Midas fără să buildez. Dar de unde, frate, că nu poate lumea. Au, ok, a trebuit să buildez, băi, că muream aici dacă nu buildam. Chiar muream aici dacă nu buildam. Ok, bine, băiatul ăsta s-a prins că sunt eu, cred. Chiar cred că s-a prins și tare mi-e frică, băieți. Dar o să stau într-un con aici. Bă, așa, nu știam pe ce am bindul de con. Ok, cu băiatul ăla chiar trebuie să fim grijuli, băi. Să vedem dacă o să buildeze sau nu când o să fim noi aici. Dreapta acolo la el, la el. O să stau aici și l-aștept pe ăla să vină, băieți. Și eu nu o să buildez iarăși. Mă, unde s-a dus? Pe aici, pe jos. Ok, iarăși. Cu Drumgun-ul, nu o să buildez. Uitați, băi, că nu buildează! Au, ok, l-am bătut pe ăla înainte și fără să buildez, dar trăgea altul în mine, băi, n-are treabă. Băi, lumea cred că s-a prins puțin că sunt eu, dar nu-i problemă de război, băi. Tot așa o să facem la fiecare, pentru că ăla de acolo nu s-a prins că nu m-a văzut, nici ăla de acolo și doar ăla a tras după mine, care stă încă cu sniperul pe mine. Doar aia s-au prins, 100%, în rest nimeni altcineva. Ia să mă duc și eu așa, să nu vadă skin-ul asta vreau, ca să creadă că sunt altul. Doamne, băi, ce d-astea fac eu, doamne. Gata, nu mă mai știe ăla. Și o să trească să mă răsiba pe aia. Fiți atenți că mă duc pe aici pe sus. Mă sunt eu cu ăla din dreapta și cu ăsta de aici, băieți. Fiți atenți că o să ies în față suia. Uite. Ok, să nu-mi dea ăla de acolo snipe. Asta vreau. Și când o să vină ne ridicăm. Uitați-l că nu... Ah, bă, da, asta buildează. Ok. Eu nu buildez, nu o să buildez. Nu pot să-mi dau nici mini acum. Hai, bro, ce o să faci? Ok, o să-mi dau mini când nu mă vede. Stau aici. Stau aici. Mida s-ar aștepta aici, nu? Chiar ar aștepta. Hai, frate! Haide, fratele! Mamă, dacă mor, chiar o să-mi pară rău. Ok, unu. Și mai am unu. Hai, frate, te rog. Te rog să-mi iasă challenge-ul. Uitați-l, băiți, doamne, nu buildează, băiatul! Stai, frate, cu minte. Băi, să crede că a rămas cu Midas, băi, din The Agency, frate. 1v1, fratele. Nu vine să crede, băi, am dat win ca Midas, oameni buni. Holy shit! Băi, a fost... ușor, pentru că lumea, băieți, nu buildează, băieți, nu buildează când vede un Midas. Ce zice? Bă, oricum ăsta nu trage bine, că-i bot și e de la joc și că oricum nu o să mă nimerească. Dar de unde, frate, că... Mamă, era Midas sub acoperire. Băi, băieți, am câștigat ca Midas sub acoperire. Băi, dacă nici asta nu merită un like, habar nu am, băieți.
spargeți acolo butonul de like, nu uitați să lăsați un comentariu să văd și eu cine băieți s-a uitat la clip, nu uitați să dați un share să vadă și prietenii voștri și bineînțeles să vă abonați dacă nu sunteți abonați încă, pentru că băieți facem un challenge super mega fain. Încercăm să creștem canalul cât de mult putem, mai ales în perioada asta, băieți, pentru că pot fi activ foarte, foarte mult. În descriere, băieți, aveți primul link către PC Garage alături de un codulet de reducere. Dacă vreți să vă cumpărați ceva, băieți, și vreți mai ieftin, puteți folosi codulețul din descriere. Puteți da, băieți, un follow și pe Instagram la 1robinetunu și join pe camera Discord dacă vreți să vorbim puțin mai mult decât o facem normal și bineînțeles, băieți, puteți folosi codulețul meu de suportă creator doar dacă vreți să mă ajutați mult, mult, mult mai mult decât o faceți deja. Eu am fost Robinet, eu sunt Robinet și m-am lăsat. Ciao!